Până aici, să spunem că este o poveste de viață cumva care se încadrează normal, însă ce s-a întâmplat în restul vieții sale este absolut spectaculos, pentru că a avut o serie de întâlniri artistice și a câștigat o mulțime de premii în Liban, în Dubai, în Turcia, în Grecia, în Iordania, în Qatar, cântă în 7 limbi. A studiat actorie, modă, designul și parfumeria și deține propriul brand împreună cu sora lui de parfumuri și haute couture și am primit și eu o mostră. Frumos. Frumos. Aia e pe genul ălora scumpe. A? Cum îți dai seama? Cu magnet. Și cum îți dai seama? Și din sticluță, și din miros, și din tot ce trebuie. Și am mai lucrat și cu, pe lângă faptul că în această seară vorbește cu noi, am mai lucrat cu Rihanna, cu Britney Spears, cu Maluma, cu Mariah Carey și cu Madonna. Și se va adăuga de mâine și cu Bordea, Paula și Dan Capato. Să te ții atunci și o să-i bubuie box office-ul. Băi, băiat. Și s-a zvonit și că ar fi format un cuplu cu Otilia Bilionera. O să vorbim despre toate treburile astea. Deci el era cel de care vorbea Otilia? Nu știu. La un moment dat, nu știu. Hai, o să vorbim în română și când n-o să vrea să ne răspundă, o să zică că nu înțelege, dar el înțelege bine. Sergio Liberis. Bine ai venit! Bine v-am găsit! Și îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Acum, la cum te văd, ai fi putut fi și un basketbalist? Da. Renumit. Nu numai... tu câte... ai o mulțime de pregătiri. Modă, design, actorie, creator de parfumuri. Da. Care ți-e mai apropiat așa de... Sunt cântărețul. Da. Vreau să spun ceva. Te rog. Vorbesc foarte bine românește, dar astăzi... Ai emoții. Da, am emoții și nu vorbesc foarte bine, dar problemă, o să fac nu-i? Cea mai bine, bună, noi bine înțelegem. Tu vorbesc. Cea mai bună variantă, o să fie cea mai bună variantă. Da, o să vezi, da. Eu mulțumesc foarte mult pentru invitație. Cu drag, you're welcome. Welcome. O viață chiar de film. Da. Deși începutul, ai rămas fără părinți când erai foarte mic, mă rog, premizele erau destul de grele atunci la început, dar ai reușit să te descurci. The start of life was very hard, but you... Ca și Cătălin. Am înțeles. You managed to... Înțelegi, adică nu că îl forțăm să vorbească română, pentru că vrea să... tu vrei să te stabilești în România, deci o să fie... Nu, eu am înțeles foarte bine toate, da. Și am văzut pe tine de când a fost 9 ani și Paula, și știu pentru tine. Da. Deci când am în Grecia, you know, I'm watching around the shows here in Romania. Okay. So, da. Emisiunile din România. Sunt foarte fericit că sunt aici. Și ne știai pe noi, încă de pe of vremea. Of course, come on, Dan. You're a superstar, all of you. Like, I love you so much. And Paolo, so come on, you are. Yo. On Instagram, the girls, they are crazy for you. Din Bulgaria, că mai e un băiat acolo. Da, nu ne-am întâlnit așa cum ai avut ocazia să te întâlnești cu artiști foarte mari. Bine, au mai venit pe la noi pe la emisiune, dar cum ai reușit să ajungi în apropierea lor? Madonna, nu știu, Ricky Martin, Britney Spears, Mariah Carey. Long story short, de când a fost 9 ani, a venit în România. Da. A fost născut în Grecia, în Atena, da. Dar mama mea doua a fost româncă, Lucia. Da, și ai crescut la noi în București. Da. Apoi ai plecat la Londra. Da, eu am plecat la Londra. I did like acting studies, yeah. And you know, directing and fashion and design stuff. Am luat cursuri de actorie, de regie, de modă, design. Da. Yeah. So always my parents was parenții mei mi-am spune că stai în România, trebuie să fac carieră aici, că toate e bine. But voiau să stai lângă ei. Da? Yeah. Drumul tău a fost spre Londra. Și da. Așa ai cunoscut pe acești mari actori.
artiști, mă rog, cântăreți. Nu, 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 Dan. Sau cum? Nu, nu e atât ușor, știi? Păi nu e ușor, tocmai, da. A fost în Grecia, am lucrat cu toate mare vedete acolo. A fost backing vocal artist. Da, în trupele lor. Da, 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 da. Dar prima oară când ai cântat, da, a fost aici, pe București, pe Magheru, pe un foarte, foarte... Un club mic. Da, 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 grecesc. Îl știu, și, de da, lângă cinematograf. Elize, Elize, you know? Da, e, da, de la subsol. La subsol. Zos, da, jos, de, jos de tot, da. Yeah. Da, so, da, da. Acum, acum vreo 20 de ani. Da, cam da, 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 atât. Cam acum așa. Sunt 37. So, tu ai 37 acum. Da, mult da, înainte, da, da. Da, da, cam așa era, prin 2000 era, deci, era clubul young acela. Îl știu. Cred că singurul club grecesc pe care l-am avut noi în România, da, în București. Acolo toate, știi, toate celebrity de aici, da, a venit acolo. Da. Și după am semnat cu Roton. Uh-huh. A fost primul meu single internațional, da, în engleză. Da. Dar nu a fost atât succes, you know. Da, n-a fost atât de bine promovat, n-a avut atât de mare succes. Da, 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 da. So, a plecat în Beirut, în Lebanon, și acolo I found my team and my people that they believed in me and I work on my stuff for my music career, mm-hmm, and my fashion echipă, career. Yeah. A făcut o echipă și a dat drumul în carierei acolo, apoi în muzică și în și în design, nu? Înțeleg că l-ai cunoscut îndeaproape și pe Răzvan Ciobanu, era un foarte bun prieten de al nostru, oh, yes, de al meu. Yes. L-ai găzduit la Londra. Uite, l-avem în imagine acum. Săracu. Oh. Da, era un băiat absolut, un băiat absolut minunat. Yeah. Și acolo, cu ajutorul acestui boost pe care l-ai avut în carieră în Liban, ai reușit să intri să ajungi în apropierea marilor artiști. Yes, but vreau să spun ceva. Te rog. Toate asta a venit din România. De ce? Eu, dacă nu a fost în Magheru să fac okay, toate dacă astea... Dacă n-ai fi cântat la noi și n-ai fi semnat cu Rotunul... Da, 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 da. De ce? România a fost școala pentru mine. În Grecia viața e foarte frumoasă, dar aici eu a fost îndrăgostit prima oară, a cântat prima oară, știi? Am înțeles. Loredana, vreau să spun ceva. Loredana Groza pentru mine, she had a crush on her, you know? She was like, I was a huge fan of hers. Și îndrăgostit de Loredana. Toți am fost la un moment dat. Toți băieții am fost îndrăgostiți de Loredana. Da, e o artistă absolut completă. Și un artist foarte bun prieten. Prieten oamen. Da. De când mama mea a doua, da, a avut cancerul. She had the cancer here. A decedat de cancer. Yeah, and she was in the hospital. Mama mea a doua, Lucia, a fost la spital și eu nu am știut nimeni aici în România să spun ajută-mă, te rog, vreau cineva, doctor sau ceva, știi. Și am sunat Loredana. Nu a fost prietena mea sau ceva. Dar te-a ajutat imediat. So much. I love her so much and I want to say something for Loredana. Besides that, she's the greatest artist here in Romania, and some people, they don't give advantage of that, you know? She's like the Madonna of Romania because, yeah, of the multiple repertoire that she's, da, singing. Pe lângă faptul că este o artistă excepțională și, da, este fabuloasă ca artist, are... But she's a very, very good human being. Da, e un om extraordinar. Da, de ce ea a sunat pe spital și... You know, everything was like better and the doctor was taking care of my mother. So this is a very important thing. Da. Not just, așa e la noi. Așa e la noi. E important să ai pe cine să, da, suni la un moment dat. Da. Din păcate nu s-a putut face nimic. Era, da, era foarte, da, bolnavă. Da, da, da. Dar a rămas această prietenie a ta cu Loredana.
cu Cătălin Botezatu, că înțeleg că și... I don't like Cătălin. Cătălin, he's copying me all the time. Like, I'm tired. Cătălin, come on, Cătălin. Don't copy my blazers. Like, this is insane, Cătălin. Te iubesc. I'm joking, come on. Da, 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 glumești, dar au mai fost la, îl supără pe Cătălin... remarcile astea, că doamne, zice lumea că eu copiez, dar uite, glumește, seamănă, glumește. I love Cătălin, he's such a sweet person, știi? Yeah. Dar vreau să spun că Dan, tu ești un oameni foarte... Mulțumesc, real. Mă copleșești. Cum se spune în românia? Autentic. Da. Autentic, da. Bravo. Da. În asta treaba, ca cântăreți, actori și tot ceva. Toate, all the people, they are like fakers. Like, majoritatea artiștilor se prefac că sunt. Da. Yeah, no matter if you are in Romania, Greece, întotdeauna că sinceritatea e cea mai bună variantă de a ieși în fața publicului. O să ne oprim cu discuțiile pentru că urmează să ne și cânti show în România. Mm-hmm. Luăm câteva minute de publicitate și revenim și cu piesa. Aha.